Accident aviatic în Republica Dominicană. 7 oameni au murit după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit la scurt timp de la decolare. Pilotul a vrut să aterizeze de urgență pe un teren de golf, însă aparatul de zbor s-a lovit de un copac. Aeronava a fost cuprinsă de flăcări și distrusă în totalitate. Potrivit Reuters, printre victime se află și cetățenii europeni, susțin oficialii. Se pare că ar fi vorba de 4 turiști din Spania și 2 din Marea Britanie. Autoritățile încearcă să afle cauza producerii tragediei.